Picile iubirii. Răbdarea, treci marea. Răbdărică, răbdarea, treci marea, treci marea, treci. Sâmbătă aflăm și cine părăsește. Cu eliminarea? Da, aflăm cine va pleca sâmbătă. Și poate altcineva intră? Nu, cred așa de la aceea zi? Nu, cred. Dar de fapt, de acum încolo, în fiecare sâmbătă, se va elimina cu o fată, nu? Da. Păi acum sâmbătă asta nu se facă propunerile pentru cealaltă. Da. Să fie iar două care să fie... Da, așa. Mereu, serios? Așa. Mereu, mereu, da. Mă taci. Și poate să fie oricine. Poate să fie Ela, poate să fie Maria, poate să fie cine îmi rămâne. Acesta era dialogul băieților în timp ce așteptau să se deschidă ușile. Discuții care includeau și teme. O să fim anunțați imediat. Cât e ceasul, Seba? Ușile sunt deschise până la ora stingerii. Vă dorim timp de calitate împreună. Bucuria generală se instala cu repeziciune în rândul băieților, dar și al fetelor. Să rămână! Să rămână! Să rămână! Bună! Mai timid din fire, fără să vrea să atragă atenția cuiva și fără o perspectivă clară, Petrică își căuta din priviri mama. Da, păi? Da, păi, na. Eu văd de treabă. Văd de treabă, așa, să nu țin, camera nu țin niciunul în cap, așa, să-ți treacă timpul. Păi, l-am vorbit aseară un pic. Cum ți se pare? Da, e tine. De unde știi? Altfel mai ai spectrul dintre noi. Asta nu e de tine, de unde? De unde știi? E care de treabă? Gălbănul când a picat tot acolo, mi-are și fumează și... Mă, n-am eu cu fata nimică, fier doamne. Nu văd eu acolo. Da, fumează. Nu sunt mai mândre fete la noi. Să afla o mare mureșancă, nu ce chem. Dar, hai, mamă, tu nu m-a țuit cu fata. Dacă i-a zis încă să spun aici, acolo. Bine, dacă nu, ce, nu mă strisesc. Ți-o place? Eu văd că e foarte de treabă, foarte de județată la minte. Deșteaptă. Bea muncă, ea avea un dietor, orice cu ea, nu-i bai. Dar, oricum trebuie să... Tu nu vezi cum sunt fetele de pe la noi? Față de azi. Tu nu știi cum sunt fetele de pe la noi. Știi? Între ele, că-s mai rele ca azi. Da, pune și pe cele din Berbești, pe... Dar, că, mamă, tu nu mai ești și de la noi, ce te vezi? Tu ai încercat una de la noi? Mai dăm pe... Niciuna. Dar, că e încercat. Gata, dacă ai zinit aici, gata, te însuri? Nu, am zis asta, da. Treaba ta, dar eu... Da, a ce grești așa? Ți-am răspunde, să ai grijă. Nu zic eu să nu grești cât ești aici, grești, că cât ai două date-uri, așa ca cu Maria și... Dacă o să te-o visat într-o noapte, mi-a spus. Da. Era dimineața avut cu Alex, eu încă-i cu tine. Dar că i-ar plăcea, ce chiaraș ca tine. Nu, sugă. Știu, mamă, mai bine ce-mi trebuie. La noi plin de ele, în mâna e blan. Plin, dar știu eu și cum sunt și la noi, mamă. Dacă îmi găsesc o fată ca lumea, bine, dacă nu, iară bine. Ți-am zis. Ea e înaintea lea, eu spun. Cine știe ca sicur? Nu o știe, mamă, ce și cum. Aici acum au zis tatăl tău, sunt numai de aceale. Dar zic numai. Nu sunt de-a noastră. Dar Petrică știe ce vrea să facă și ce îi spune inima vis-a-vis de Ela. Iar pauza publicitară din timpul emisiunii Mireasa i-a surprins mai apropiați ca niciodată. Cum te simți? Bine, mi-e cam rău și mie vine să... Să-mi te murdăresc. Să-mi te murdăresc. Nu-i baia, mai am amintire. Eu mi-am dat seama seama, nu știu cum să zic. Noi doi am început să interacționăm târziu și am zis că pentru mine nu existai. Și apoi când am început să vorbesc cu tine și am văzut că se leagă niște lucruri, a fost așa ceva, știi, wow. Să zic și eu întrebări. Nu, lasă să vorbim. Hai că vă lăsă voi în timp. Lasă, că am timp. Da. Nu, ai înțeles? Vă lăs. Când mi-am dat seama că începe să... Păi... Nu are mult de cum mi-am dat seama, de când am început noi să vorbim, pentru că noi până acum n-am schimbat nicio vorbă și nu aveam. Da, ai înțeles? Capricile iubirii. Pare că se complică situația. Doamna Ioana, să știți că aș vrea să vorbesc mai mult cu dumneavoastră astăzi.
Pentru că înțeleg că dumneavoastră chiar vreți să-l însurați pe Petrică cu o fată din Maramu. Eu i-am spus și înainte de a veni aici la emisiunea asta. Dar ce au să încerce să vii? Ce au fetele din Maramureș? Adică, de ce sunt ele? Sunt din partea noastră, ne cunoaștem mai bine. Eu cu taică s-am vorbit 3 ani, cu altul 5. Și tot mi-am cunoscut ca lumea. Așa este, dar până la urmă știți că, nu știu, dragostea nu ține cont nici de zona din care ești, nici de religie, da, nici de culoarea pielii, nici de nimic, de limbă, de... Eu i-am spus să nu se grăbească. Trebuie să o iei încet. Da, ziceați așa că, nu știu, vorbeați de parcă fetele de aici nu sunt tocmai demne de un... ceteraș, cum este Petrica. Da, vorba asta. Cum a zis și tată tu, așa a zis dumneavoastră. Da, că nu, ideea este de pe aici, el trebuie să-și afle una de Maramureș. Dar ce au fetele de aici? Sau ce nu au fetele de aici? După el trebuie să-și afle o artistă, dacă el e ceteraș. Acum, cum crede el? Nu. Dar ce nu pot învăța fetele? Că dacă iubești pe cineva, vrei să fie mândru și mulțumit de tine. Că și el poate trebuie să învețe ceva ca să se dea după fata respectivă. Da. Ce n-ar putea să învețe Ela, de exemplu, despre Maramureș? Ar învăța tot felul. Ori vine acolo la muncă, la câmp, să se lucre la noi, la Maramureș. Când în timpul liber ori merg la muzică, când e lucrat, ori lucra pe acasă, cum se lucră la noi. E foarte frumos cum se întâmplă la dumneavoastră, dar eu tot nu înțeleg. E ceva ce nu... Ce nu-i convine mamei tale? De ce vrea o maramureșancă? Eu cred că are impresia că fețele de aici nu sunt așa cuminți, între ghilimele. Ca să... Aha! Mai fumează, mai una, mai alta, la noi nu fumează, tăce. Ela, tu fumezi? Da. Tu fumezi? Da. Și ai fi dispusă pentru mama soacră să te lași de fumat? Nu, pentru mama soacră, pentru mine în primul rând. Bravo! Ăsta a fost cel mai frumos răspuns pe care puteai să mi-l dai. Pentru că înainte de a te lăsa pentru oricine sau de a face ceva pentru oricine, trebuie să faci pentru tine. Asta e un moft mai mult, că nu fumezi nici de mult și ocazional așa, nu mereu. Dar ce părere ai despre ce crede doamna Ioana despre tine, despre fetele de prin părțile astea și nu din Maramu? S-a speriat puțin doamna Ioana, a crezut că îl fur de tot pe Petrică, nu știu ce să zic. Nu, de asta, că m-am speriat. Părerea doamnei, până la urmă, eu dacă îmi doresc o casă și o familie, o să o am cu băiatul, nu cu mama. E adevărat, da. Eu cred că vrei să ai o relație bună și cu soacra, da, nu? Da, sigur, dar nu văd de ce nu am putea avea o relație bună. Adică ești cam între ciocan și nicovală, știi cum e, între două unde plouă, dar nici bine nu-ți mere. Da, eu accept sfaturile mamei, dar fac cum simt eu, cum... Crezi că mama ta ar putea să se înșele? Că știi cum e, nu există pădure fără uscături. Adică eu cred că fetele, indiferent de zona de unde vin, sunt și fete bune și fete rele. Chiar i-am spus, adică vor ieși și din material, pentru că nici la noi fetele nu sunt sfinte, ca să folosesc chiar ghilimelele și nu putem ști, adică eu chiar doresc să o cunosc pe ea mai mult. Și am văzut că aveți tot felul de chestii în comun și înainte de orice, lucrurile legate de religie sunt foarte importante pentru voi. Pentru mine sunt și chiar nu mă așteptam să fie și pentru ea. Dar uite că se leagă treaba. Ia să auzim. Eu aș fi curioasă să știu ce calități caută doamna Ioana într-o noră. Și eu aș fi curioasă. Să vedem dacă ela s-ar potrivi totuși. A zis mai devreme când e de cântat, e de cântat, când e de muncit, e de muncit. Da. Doar atât? Doar atât? Cam așa e la noi, nu? Să știe toate lucrurile de pângă casă, să învăța, că nu crește nimeni învățat și eu m-am dus noră. Dar învățat. Ce să aibă nora? Ce să aibă? Ca să fie tocmai bună? Când vine la mine acasă să mă ajute a lucra în grădină, cu le fasole, a săpa primăvara, toamna o culege, să gătească în casă, eu-i da să facă plăcinte ca până la noi.
Păi și ce? Toate se învață în lumea asta. M-am descurc, doamna Ioana, în orice situație. M-au crescut foarte frumos părinții mei și știu ce înseamnă și munca și nu mă dau înapoi de la asta. Ce zice online-ul? Ei bine, Petrică, ești foarte plăcut de oamenii de acasă și, ce să zic, am numai de bine de Petrică, nu am nimic de rău, deci e foarte plăcut. Și oamenii au fost foarte încântați de cunoașterea celor doi, pentru că azi au declarat că vor să intre să se cunoască mai bine, exact, da. O să citesc câteva comentarii. Te rog! Petrică este un om adevărat. Nu credeam că mai există asemenea băiat, asemenea caracter, asemenea bunătate de om, inteligent, simpatic, cu un suflet atât de bun. Spune doar vorbe frumoase. Petrică este unic. Petrică este un băiat cu caracter și suflet frumos. Eu cred că dacă știi cum plânge o vioară, eu cred că dacă nu știi cum plânge o vioară, n-ai să afli niciodată cum ninge o inimă. Dar postarea este despre cineva care prin vioară aduce un suflet de viață, relaxare și voie bună celor pe care îi încântă cu muzica lui. Un tânăr educat, elegant, discret, sensibil, preocupat de instruirea și dezvoltarea personală și cea spirituală. Petrică, poți, pe strune de vioară, elegant cu stil pășești, timid, dar ferm că se însoară, romantismul să-l găsești. Și apropo, scuză-mă că te întrerup, Ionuț, apropo de chestia asta cu vioara, ia cântă-ne, măi, ceva să te auzim. Eu cred că doar te dai mare, nu știi să cânti. Cântăm ceva ca la Maramureș. Ia să auzim. Bravo, măi, Petrică! Dar ce ești?